Salutare fraților și bine ați venit pe canal! În acest video o să vorbim despre variatori și role. Am primit mai multe întrebări despre ce role să folosesc, cum să meargă scooterul, unii vor viteza, alții vor sprint, dar o să vă explic în acest video că le poți avea pe amândouă. Ideea e că rolele standard pe care le folosesc la motoarele de 50 folosesc role de 7 grame. La set motoarele de 80 folosesc rolele de 9 grame. Dar ideea e că aici ating viteza maximă, dar nu am și sprint. Ca să ai sprint și viteză, ne va trebui un amestec de role. Cum se face un amestec de role? La un set motor de 50 se face amestecul de role cu role de 2 grame și 7 grame. La set motor de 80 se face un amestec de 9 role de 9 grame și role de 4 grame. Amestecul acesta se face în felul următor. Am aici 3 role de 2 grame și punem așa, una, una. Deci astea sunt role de 3 grame, după care de 2 grame, după care vin role de 7 grame, a doua. Și așa vine combinația pentru a avea sprint și viteză. Cum am spus și repet, set motoarele de 80, role cu 9 grame și 4 grame. Set motoarele de 50, role de 7 grame și 2 grame. Deci cam astea sunt combinațiile la orice scooter de 50 sau de 80, nu contează că e Aprilia, Yamaha, Honda sau etc. Astea le folosesc eu și funcționează extraordinar de bine. Dacă vezi role standard, cum am spus și repet, 7 grame la set motoarele de 50, 9 grame la set motoarele de 80. Dacă vreți amestec, cum s-ar zice, preparat la rece, 7 grame cu 2 grame la 50, 9 grame cu 4 grame la 80.